Mai bine ar vedea ce-i pe centura asta, că nu se poate circula zi de zi. Eu trec cel puțin 3 ori pe săptămână aici la București. Controlul nu a durat foarte mult. Cred că în total, în jur de 15 minute. Dacă plec de aici și merg pe centură mai departe, trebuie să mă oprească alții. Nu se mai poate, domnule. Acest program vă este oferit de EVV Holding, Viasat Systems, Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România. Uitați-vă la control, acum m-a oprit, uitați-vă câte controle am avut luna asta. Uitați-vă câte controle am avut. Și am spus lui domnul inspector că am avut control, 4 controle luna asta, iar mă controlează. Nu pot să ajung cu marfa să o descarc pentru că stau la control. Mai bine ar vedea ce-i pe centura asta, că nu se poate circula zi de zi. Eu trec cel puțin 3 ori pe săptămână aici la București, stai câte 3-4 ori pe centură. Nu pot să ajung la timp să descarci. Și totuși cer controle, că nu ai nu știu ce, că nu ai nu știu ce. Domnule, dacă am fost controlat, eu știu că timp de 28 de zile nu mai are voie nimeni să te mai controleze. Am 4 zile când m-a controlat, uitați cum m-a avut iar la control. Am tot ce îmi trebuie, mașina corespunde, am cauciucuri bune, sunt în program, am toate documentele ale remorcii, ale camionului în regulă, ce mai vrea domnule? Toată ziua, dacă plec de aici și merg pe centură mai departe, trebuie să mă oprească alții. Nu o să mai poate, domnule. Știi, zice că dacă vine de la Brăila sau de la Tulcea, sau nu respectă timpul de conducere, nu are documentele în regulă. Dacă eu nu eram în regulă, nu circulam la ora asta pe aici, pe drumurile publice. A verificărilor efectuate, nu s-au constatat abateri. Am rugămintea să veniți să semnați formularul de control în trafic. O întrebare, dacă îmi permite și mie. Eu știu că dacă am fost controlat în ultimele câteva zile, eu știu că 28 de zile nu ar mai trebui să mă verificați la toate documentele.
nu verificăm perioada anterioară ultimului control. Însă de la data controlului până în momentul în care vă controlăm, se verifică inclusiv în rețelele tahografice. De acord, dar trebuie să mai înțelegem anumite lucruri, pentru că eu acum la controlul ăsta nu știu dacă pot să mai ajung la descărcare cu marfa pe care o am, cu marfa perisabilă, și acum sunt obligat până luni să stau aici în București. Controlul nu a durat foarte mult, cred că în total în jur de 15 minute. Haideți să semnăm ca să puteți ajungeți la descărcare. Ați fost mulțumit de tot ceea ce s-a întâmplat? Da, foarte mulțumit. Da. La revedere, o zi bună.